Haideți să mai citim și astăzi câteva povestioare pentru o noapte bună. Să aflăm cum ajută Luna animalele de pluș. Luna își aruncă razele în camera copiilor. Hei! Le strigă ea animalelor de pluș. Ce-i cu fața asta lungă? Max a primit o jucărie nouă, mormăie ursulețul. O mașinuță cu telecomandă. Noi nu se mai joacă deloc, se băicărește cangurul. Stăm doar în colț și nu facem nimic toată ziua. Celelalte animale de pluș dau din cap, aprobator, iar girafa chiar lăcrimează puțin de tristă ce e. Nu vă faceți griji, le liniștește Luna. Îi vom trimite lui Max un vis, iar mâine sigur se va juca cu voi. Apoi Luna aruncă o rază direct pe chipul lui Max, care doarme pătuțul său. Se întâmplă așa cum a spus Luna. A doua zi, Max nu se mai joacă numai cu noua sa mașinuță cu telecomandă, ci și cu toate animalele de pluș. Le așează pe mașină și le plimbă pe rând prin cameră. O distracție pe cinste. Chiar dacă, din când în când, câte un animăluț cade din mașină. Să vedem de ce Laura nu vrea să doarmă. Laura trebuie neapărat să se mai ridice o dată din pat. Dacă în acvariu nuată un crocodil, Minca mai trebuie o dată mângâiată, iar căluțul balansoar trebuie să primească neapărat încă un cupuleț de zahăr. Am eu grijă de acvariul tău, spune mama, iar Minca doarme de mult. Și căluțul tocmai închide ochii. Chiar vrei să-i trezești pe toți? Bineînțeles că Laura nu dorește asta. Își strânge bine ursulețul în brațe, se chemuiește în pătuțul ei și adoarme mulțumită.